Proiectul România Educată reprezintă documentul de referință pentru dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației în orizontul 2030. Acest proiect, coordonat de administrația prezidențială la inițiativa domnului președinte Klaus Iohannis, cuprinde trei piloni ai sistemului de educație. Primul se referă la personalizarea și asigurarea calității procesului educațional pentru toți elevii și studenții. Cel de-al doilea pilon constă în flexibilizarea sistemului de educație și adaptarea la schimbări. Una dintre rutele de formare inițială pe care ne dorim să o dezvoltăm este sistemul de învățământ profesional dual. Se impune ca această rută să fie finanțată corespunzător și să investim în infrastructura necesară. În același timp, este important pentru noi toți ca oferta de educație și formare profesională să fie direct corelată cu cerințele pieței muncii. Urmărim ca în următorul cadru financiar multianual să sprijinim revizuirea sau dezvoltarea de noi calificări, în special pentru domenii de înaltă tehnologie și competitivitate, precum inteligența artificială sau robotica de care s-a vorbit astăzi, domenii care susțin dezvoltarea sustenabilă a societății actuale. Cel de-al treilea pilon vizează pregătirea adecvată a tinerilor pentru viață prin asigurarea unui act educațional de calitate. Avem ca obiectiv finanțarea necesară pentru dezvoltarea procesului de formare inițială a cadrelor didactice și pentru monitorizarea atentă a procesului de formare continuă. Se impune ca formulele de finanțare să fie transparente și echitabile, iar efectul aplicării acestora să garanteze accesul fiecărui copil sau tânăr la educație. Este necesară crearea unui mecanism eficient pentru a monitoriza alocările bugetare către sectorul educațional la nivel local, precum și pentru atragerea integrată de finanțări de la bugetul de stat, bugetul comunităților locale, fonduri europene externe nerambursabile, fonduri externe rambursabile, contribuții ale agenților economici sau alocări private.